șirul xn egal cu 1 plus 1 pe 2 pătrat plus 1 pe 3 pătrat plus 1 pe n pătrat are limita pi pătrat pe 6. Ăsta e un rezultat datorat lui Euler. Să se calculeze, ea se mai numește suma aceasta la infinit, se mai numește, este funcția z de 2 a lui Riemann, ca o paranteză, da? Zice să se calculeze limita șirului yn egal cu 1 plus 1 pe 3 la pătrat plus 1 ... pe 2n minus 1 la pătrat. Asta cred că vedeți toată lumea. De ce? Păi suma imparelor. Completez cu toate numerele, nu? Deci o să vină egal cu 1 plus 1 pe 2 pătrat până la 1 pe 2n, totul la pătrat, și le scad pe astea care le-am adunat artificial. 1 pe 2 pătrat, 1 pe 4 pătrat, plus 1 pe 2n pătrat. Nu? Ăsta este yn-ul. Bun. Egal cu ăsta. Hai să notăm. Ăsta era șirul xn. Ăsta cine este? Șirul x2n de aici. Și ia uitați aici. Dacă dau câte un 2 la 2 din fiecare, la pătrat 4, o să vină minus 1 pe 4 pe lângă ce rămâne? 1 plus 1 pe 16 împărțit la 4 înseamnă 4, adică 1 pe 2 la pătrat plus ... plus 1 pe n la pătrat, adică va veni x2n minus xn pe 4. Corect? Care e limita lui ăsta? Păi, ăsta tinde la șirul meu, atenție, dacă xn tinde la pi pătrat pe 6 și x2n tot la pi pătrat pe 6 tinde, da? Deci pi pătrat pe 6 minus pi pătrat pe 6 pe 4 egal cu pi pătrat pe 6 minus pi pătrat pe 24, pi pătrat pe 24, amplific cu 4, cât îmi dă? 3 pi pătrat pe 24 împărțit, simplificat prin 3, pi pătrat pe 8. Pi pătrat pe 8, uite, răspuns corect A. Deci problema era ușurică.